De la începutul anului 2012 până în prezent, în raionul Glodeni au avut loc 21 de incendii care s-au soldat cu decesul unei persoane. Tot în această perioadă în țară au avut loc 974 incendii în care și-au pierdut viața 76 de persoane, dintre care 5 copii. Mai multe detalii în cele ce urmează. Serviciul de pompieri în perioada estivală este mai des solicitat din cauza căldurii. O altă cauză des întâlnită sunt copiii care sunt lăsați fără supraveghere. Pe data de 28.05.2012, în orășelul Glodeni, pe strada Decebal numărul 7, în blocul de locuit cu două nivele, a avut loc incendiu, în urma căruia parțial a avut de suferit construcții materiale ale acoperișului. Cauza probabilă producerea incendiului a fost aducerea focului din exterior. Tot pe data de 06.06.2012, în satul Hâjdeni, în proprietatea cetățeanului Pașcă a avut loc un alt incendiu, în urma căruia parțial au ars 10 metri cubi de lemn pentru foc. Cauza incendiului a fost jocul copiilor cu focul. Serviciul Protecției Civile și situațiilor excepționale atenționează că nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, în cele mai dese cazuri, duce la producerea incendiilor cu consecințe grave. Pentru a evita cazuri de incendiu și a scăpa bunuri materiale, îndeosebi vieții omenești, vă propunem să respectați regulile de apărare împotriva incendiilor. În condițiile meteo de vânt, uscăciune și arcițe, sau la primirea avertizării pericolului de furtună, aprinderea rugurilor și executarea lucrărilor cu pericol de incendiu trebuie oprite. În scopul stingerii incendiului din teritoriu, primăria trebuie să dispună de motopompă portativă specială ori motopompă remorcă specială conform numărului de case. Construcția șoproanelor, garajelor și altor construcții auxiliare trebuie efectuată numai după obținerea autorizației de construcție. Pe perioada secetei trebuie asigurat serviciul de gardă din rândul cetățenilor și salariaților întreprinderilor din teritoriu. Fiecare locatar să se asigure cu un rezervor butoi cu apă în caz de incendiu. Nu utilizați aparatele electrice defectate. Nu vă folosiți de foc deschis în spațiile de acoperiș și șoproane. Nu aprindeți rugurile în apropierea construcțiilor, șoproanelor și nutrețului fibros. Nu le permiteți copiilor jocul cu focul și nu-i lăsați fără supraveghere. Plecând de acasă, nu uitați să deconectați din rețeaua electrică televizorul și alte aparate electrice. Evitați fumatul în încăperi și în pat. Secția Situații Excepționale va organiza la 15 iunie controlul complex al sistemului automat de înștiințare centralizat a raionului Glodeni. În timpul efectuării controlului vor fi incluse sirenele stradale, acesta fiind un semnal al protecției civile, ce înseamnă atenție tuturor.